Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. De această dată avem o emisiune specială pentru că ne-am îndreptat spre tineri și mai ales spre cariera tinerilor. Avem un program european desfășurat în aceste zile la Universitatea de Vest Vasile Goldici. Discutăm cu domnul prorector al acestei universități despre îndrumarea spre carieră și cel care coordonează acest proiect, așa cum vă spuneam, domnul Horațiu Șoim, bună ziua și vă Bună mulțumesc ziua! că ne-ați primit în mijlocul dumneavoastră. Avem șansa să difuzăm informații despre acest proiect prin intermediul dumneavoastră către toți telespectatorii care ne urmăresc. Să le spunem telespectatorilor ce înseamnă practic un astfel de proiect și cât de important este el pentru tineri să învețe să-și aleagă drumul în viață, să facă ceea ce le place la urma urmei. Deci, după cum știm din ce auzim în mass media, în jurul nostru, problema șomajului în rândul tinerilor este foarte importantă și la noi în țară și în Uniune. Vedem, vorbim cu copii, vorbim cu studenți, vedem că nu le e foarte clar dacă ce au ales e ceea ce chiar e pe, cum zic, pe sufletul lor, sau au dubii, au îndoieli și în acest sens venim în întâmpinarea lor cu activitățile acestui proiect. Dacă ne gândim, poate chiar și noi, personal, individual, fiecare a avut poate schimbări de carieră în viață. Eu personal am avut schimbări de carieră. Am făcut facultate de inginerie 5 ani și am ajuns economist, adică cu toții am început, cum se relativ incert, nu a fost foarte clar din start care e drumul potrivit. Și atunci am gândit acest proiect adresat tinerilor din județul Arad, prin care să le dăm un ajutor în acest proces al deciziei. Să vadă ce există pe piață, ce s-ar putea să le se potrivească în același timp, ce li se potrivește, ce le place lor să facă și dacă găsesc din această combinație ce îmi place, ce există, ce se plătește bine, dacă găsim combinația potrivită, au o șansă mult mai bună să nu bâșbuie, să spun așa, deci să își găsească un drumul mult mai ușor. Există vreo rețetă anume sau un îndrumar pe care noi l-am putea urma să ne alegem meseria potrivită? O rețetă anume nu există, dar există un ghid, între ghilimele, care te poate ajuta să-ți găsești singur profesia. Adică nimeni nu spune, să spună, ție ți se potrivește acea profesie sau acel domeniu. Dar în schimb poate să spună, uite, ăsta e modul în care să poți să cauți, ăsta e modul în care poți să afli ce ți se potrivește. Deci pentru asta există un ghid. E foarte interesant ce spuneți. Mulți dintre tinerii noștri astăzi, despre care nu există o părere foarte bună în societate. Știm că sunt tinerii care stau la terasă, știm tinerii care stau toată ziua pe telefoanele mobile, generația Facebook, așa cum le spun foarte mulți. Da, dar nu cred că ei sunt principalii vinovați, nu cred că ei sunt cei care ar trebui blamați. Oricum, generația care, despre care vorbiți diferă de generația noastră, cum și noi am diferit de generația de dinaintea noastră. Adică lucrurile se schimbă și nu cred că ar trebui blamați. Poate că asta va fi un fel de societate a viitorului. Cu siguranță în momentul în care o să ajungă să lucreze, să aibă acea constrângere, presiune a muncii, mulți se vor schimba. Deci generația hippie anilor 70, după în anii 90, au devenit printre cei mai workaholici. Deci chiar s-au făcut și studii cu privire la transformarea aceasta. Deci poate cei care au trecut prin și au trăit între ghilimele tinerețea sunt mult mai responsabili la momentul când își aleg și lucrează. Și referitor la chestiunea aceasta a modificării de generații și de stil, inclusiv stilul de a învăța se schimbă, constatăm noi. Poate noi ar trebui să ne adaptăm. Deci spunea un domn, Solomon Margus mi se pare, deci un cunoscut specialist în domeniul educației, spunea că dacă oamenii nu înțeleg în modul în care, sau tinerii nu înțeleg modul în care noi predăm, poate noi ar trebui să predăm în modul în care tinerii înțeleg. Adică s-ar putea la noi să fie mingea și nu la ei. Foarte interesantă abordare. În același timp, șomajul în rândul tinerilor, toate statisticile despre tineri arată că ei sunt în momentul de față într-o oarecare degringoladă. Da, cu asta sunt de acord, e adevărat, astfel că inclusiv proiectul nostru încearcă și încurajează tinerii prin vizitele pe care facem. Deci una din activitățile importante o reprezintă vizitele în cadrul firmelor, prin care încercăm chiar acest lucru să punem în contact tânărul cu diversele firme care sunt implicate în proiectul nostru, cu care am semnat acordul de parteneriat și astfel ei pot să vadă în ce mod
funcționează o firmă, care sunt activitățile care se desfășoară într-o firmă. Deci, în cunoștință de cauză, să reușească să facă o alegere, să ia o decizie. Da. Lângă noi, chiar în aceste momente, a sosit unul dintre vorbitorii de la unul dintre aceste workshop-uri la care am asistat și noi în doar câteva momente. Aș ruga să trecem aici la mijloc. Iată, m-ați prins la mijloc între dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, cum ați simțit tinerii care au venit astăzi să participe la acest workshop, la care am văzut că ați vorbit foarte, foarte interesant cu un mesaj direct spre ei? Deci, tinerii din ziua de astăzi sunt mult mai bine informați decât cei de pe vremea mea, cu regret o spun. Sunt și ușor confuzi și datorită informațiilor la care au acces. Și pentru asta, cred că un mesaj edulcorat, chiar evazit, nu-și mai are rost. Lucrurile trebuie spuse pe nume de la început. Nu mai este nimic de ascuns, nu mai are rost să oferim o protecție în fața societății, pentru că deja se confruntă cu toate bunele și relele acestei societăți. Am văzut și pledoaria dumneavoastră, care era una foarte interesantă. V-au aplaudat tinerii acolo în cadrul sălii. Și asta spune ceva. Practic, mesajul dumneavoastră a ajuns la ei. Da, am vorbit de lucruri foarte clare, de Despre ce a marketable skills, adică ceea ce fac trebuie să aibă o valoare cuantificabilă într-o sursă de venit. Nu mai are rost să discutăm de povești, cum îmi spunea mama, că e bine să, că țara, că neamul, că nu știu ce. Acum țara noastră se întinde de la granița cu Ucraina până la granița cu Mexicul. Poți să te angajezi oriunde. În România nu vei mai concura în scurt timp cu colegi sau cetățeni sau absolvenți români. Va fi o piață globalizată. Odată în 2015 se semnează tratatul de liber schimb cu, este programat și ăștia o vor face, cu Statele Unite și Canada, între Uniunea Europeană, Statele Unite și Canada. Este un tratat care depășește ca importanță GATT-ul. Și dacă vine aia, plecăm acasă, dacă nu suntem serioși. Deci, numai producția de grâu. La noi, când ajungem la 7.000 de kilograme la hectar, la 7 tone la hectar, ne pupăm. Acolo nu se discută în Statele Unite decât peste 18 tone la hectar. Ori, dacă nu suntem capabili să dezvoltăm tehnologii, să dezvoltăm competențe, nici măcar nu vom ara pe acolo pe unde cultivă ăștia. Deci vom Tine... Da, tinerii noștri sunt pregătiți pentru o astfel de luptă? Spuneați chiar în acest an se va semna acel document. Noi intrăm într-o luptă directă, așa cum spuneați, cu o piață foarte concurențială. Colaborare, nu luptă, nu luptă. Guvernele au decis să colaboreze, deci țările vor colabora, nu luptă. Vor colabora atât de mult încât noi, dacă nu suntem bine pregătiți, riscăm să fim excluși. Nu prea e frumos să spun la televizor, dar vom colabora până ne vom pe noi. M-ați înțeles? Unu. Doi. Nu sunt pregătiți. Trebuie să vă spun că nu suntem nici noi cadrele didactice, că n-am mai văzut așa ceva. Și e și vai de capul nostru. Gândiți-vă că noi îi învățăm pe studenți ceva ce știm din trecut și trebuie să-i pregătim peste ceva ce se va întâmpla peste 3 ani când absolvă ei. Nu? Asta e prima mare dificultate. Al doilea este că modul tradițional de gândire, că profesorul vine pe o poziție magistrală să predea cursul, să aibă Să fie ascultat. să fie ascultat, dar cumva de pe poziția scenică și socială a profesorului și așa mai departe, vremurile sunt de mult apuse. Da, Deci, afară se schimbă. vreau să vă spun că în tot Occidentul deja discutăm despre faptul că studenții vin la cursuri cu 10 zile înainte de începerea cursurilor. Nu după. Nu, cu 10 zile înainte primesc toate cărțile, iar până la data începerii oficiale a cursului, toți le-au învățat. Urmând ca alături de profesori, care la rândul lor sunt
puternic ancorați în mediul socioeconomic, să dezvolte problematicile acelei probleme acum, care se manifestă acum, la nivelul fiecărei școli, instituții, județului sau... Deci asta cu eu vă spun și învățați cursul și asta, gata, nu, nu. Se schimbă, așa spunea și dumneavoastră, că se schimbă. Suntem într-o generație aflată într-o continuă mișcare, dar suntem noi capabili astăzi, prin universitate, prin cadre, prin tot ceea ce întreprind universitățile și în special Universitatea de Vest Vasile Goldiș, să facem acest pas înainte? Suntem forțați să facem acest pas. Deci va trebui să fim, primii pași și facem, i-am făcut. Evident că nu suntem în situația în care totul e bun și totul funcționează perfect, dar inclusiv acest proiect reflectă această strădania noastră. Deci proiectul ăsta e foarte complex, ține legătura atât cu liceele, cu elevii, cu lectori, avem și lectori și experți în afara universității, cu mediul de afaceri, cu care încheiem parteneriate, astfel încât se creează această posibilitate. Deci nu e obligatoriu să fie un succes, dar posibilitatea și contextul e creat prin proiectul nostru ca elevii să aibă o șansă. Și ei trebuie să folosească șansa. Noi, la rândul nostru, ca și cadre didactice, trebuie să folosim șansa. Deci e o șansă pentru toți. Dacă o folosim și o folosim bine, vom avea un viitor și noi, și ei, și întreaga societate românească. Practic, șansa este pentru ceea ce facem fiecare dintre noi. Însă, în sală, v-am auzit spunând foarte clar că astăzi vă ocupați de anumite lucruri, însă în tinerețe, v-ați ocupat sau v-ați gândit la o altă carieră. Da. Și iată că discutăm de cariere, ați ajuns la o carieră universitară, în timp ce dumneavoastră și statura deja spune, da, v-ați ocupat de una sportivă. Da. Trebuie avut în vedere, americanii au o expresie care îi spun marketable skills, adică abilități care merg pe piață. Simplu. Astăzi ești profesor universitar, mâine ești taximetrist. Astăzi ești unul dintre cei mai de succes businessmen, mâine ești taximetrist. Vreau să precizez, da, și invers, adică vreau să precizez, nu că așa mi-a venit acum, nu că profesia de taximetrist nu este... Deja mă gândeam spre orientare profesională. Da, vreau să vă spun că selecția și orientarea profesională funcționează în mod permanent, începând cu apropiații și cunoștințele. Ești prieten, te duci la bere, ești capabil să dezvolți ceva cu ei împreună? Bine, nu, ei poate dezvoltă în afara ta sau alții au nevoie de tine. Deci aceste lucruri capătă o dinamică, nici nu știu dacă e un prezent continuu, nici nu mai e vorba de dinamică. Așa se derulează viața noastră de acum înainte și aceste lucruri vor fi accelerate. Dumneavoastră, v-a fost greu să faceți această schimbare? Pentru că noi le cerem tinerilor să se adapteze la ceea ce vin, noi trebuie să ne adaptăm la ceea ce vine, dar a fost greu să faceți această schimbare, o carieră de succes făcută după ce ați avut o pregătire anterioară? Păi vreau să vă spun că schimbarea este grea și este permanentă. Ea nu s-a oprit acolo. Nu s-a oprit în momentul în care am ales o altă carieră. Vreau să vă spun că am fost plătit pentru o altă carieră. Dacă mâine nu mai sunt plătit în această carieră, trebuie să-mi găsesc ceva de muncă. Deci schimbarea nu este ceva care are un început și un sfârșit. E prezentul continuu din limba engleză. Am asimilat și ne vom îndrepta spre o cultură engleză și trebuie să folosim cuvintele și conceptele semantice ale acestei culturi anglosaxone, care au prezentul continuu. Deci suntem în schimbare și eu și dumneavoastră și colegul de... Toată lumea este în schimbare și toată lumea este supusă presiunii. Ai salariu? Îți poți plăti curentul, îți poți trimite copiii la școală, poți să-ți desfășori o viață integrată, cum să spune. Te-ai integrat social. Nu ai... Îl cauți în altă parte. Da, și nu e simplu să cauți în altă parte. Dumneavoastră, exact asta încercați să le oferiți tinerilor aici. O șansă să poată să se integreze în altă parte. Da, este, deci ce încercăm noi este să le oferim această șansă, această oportunitate, să le deschidem, să spun, o ușă pe care ei trebuie să intre. Deci ei intră pe acea ușă, noi doar le o deschidem și le oferim perspectiva. Sper să o folosească. Participarea astăzi a unui grup atât de numeros de elevi de la multe licee din Arad dovedește interesul și
deschiderea. Mă gândeam acum și la părinții care ar trebui să se gândească la viitorul copiilor și nu mă refer doar la cei de clasa a 12-a care merg la bacalaureat în acest an sau cei de a 11-a, ci părintele ar trebui să fie conștient cu 5-6 ani, poate chiar mai mult înainte. Domnule profesor, chiar vorbeați de americani și de stilul lor de viață. Păi părinții lor pun bani deoparte pentru facultate, poate chiar de la grădiniță. Este? Da, este o preocupare, dar nu i-aș numi, deja nu se mai numește acum bani pentru facultate, ci se cheamă bani pentru dezvoltarea personală. Deci nu mai discutăm, facultate face cine poate, să fie foarte clar. Și mă tem că în privința viitorului copiilor, părinții nu prea mai au multe de spus, dat fiind oportunitățile care se deschid zilnic. Și vreau să vă spun că peste tot o facultate, la ora actuală, în lumea asta largă, în lumea emisferei nordice sau emisferei nord-atlantice, nici nu știu cum să o numesc, condiția ca să termine o facultate, în primul rând, este ca să nu depui eforturi solicitante. Nu că o termin, cum eram învățați pe vârsta, mamă, muncește acolo, înveți până când, nu știu, îți dă sângele pe nas și iei examenul. Dacă au văzut că înveți atât și te chinui atât de mult ca să faci față cerințelor facultății, facultatea te orientează spre o formă de învățământ care să-ți fie accesibilă. Deci nici măcar munca până la epuizare nu mai este acceptată. Nu mai este acceptată, deși am văzut că și în România deja se moare din cauza lucrului. Domnule prorector, este foarte important să gândim astfel de momente, cum este și astăzi, de orientarea carierei, și în partea a doua a emisiunii vom discuta și cu decanul facultății, Da, care sigur. poate că ne îndrumă mult mai bine și prin orientarea facultății spre acest domeniu, însă aș reveni la muncă și la modul în care suntem orientați spre muncă. Astfel de momente, așa cum spuneam, sunt cele care ar trebui să dea un sens carierei, viitorului fiecărui copil, și de la copil și părinte, toți trebuie să fim conștienți de această modificare. Deci aici sunt parțial de acord și cu ce a spus colegul meu. Părinții cred că totuși au o influență. Deci din discuțiile pe care le avem cu elevii, au și părinții, familia, chiar prietenii au oarecare influență. Probabil, poate sunt și cazuri izolate, dar am avut discuții în care spunea un elev de clasa 12 că el vrea să facă neurochirurg, că are un prieten care e neurochirurg. Bun. Dacă avea un prieten fizician, se făcea fizician, sau dacă avea un prieten dansator, se făcea dansator. Știți, deci la un moment dat, decizia asta de carieră ajunge să fie cel puțin la vârsta aceea de 18 ani, cât au 18-19 ani când termină liceul, să fie aproape loterie. Și de asta facem mari eforturi. La fel, mass media, iarăși, împinge, modelează societatea, modelează tinerii, poate ei sunt mai fragili, nu reușesc să filtreze suficient de bine informațiile care vin. Și atunci, la fel, e acest pericol să nu facă ceea ce îi place. Deci să constate peste 5 ani, 10 ani, asta în cazul bun, că trebuie să se reorienteze. Ăsta e cazul bun, dacă nu-și duce toată viața cu o profesie care îl nemulțumește și va fi trist toată Exact. viața. Se spune că performanța vine și din dragul muncii pe care îl depui la serviciu. Sunteți dovada vie a acestui lucru. Da. Cât de mult contează să-ți placă și să iubești ceea ce faci și cât de mult contează ca ceea ce faci să-ți aducă bani? Pentru că ne vorbeați mai devreme de bani, ori nu banii rezolvă totul în viață. Nu mergem la muncă doar pentru bani, ci mergem și pentru o satisfacție sufletească sau personală. Da, și aici trebuie, în primul rând, sau după părerea mea, trebuie început cu cei 7 ani de acasă. Copilul nu mai trebuie recompensat pe baza evaluărilor, ci pe baza cantității de muncă pe care o primești. Dacă este să facem sau să ofer un model de discuție, mă refer la domnul Goie. Domnul Goie, care se ducea ca să nu rămână și anul ăsta repetent. Ei, nu. Indiferent dacă a rămas repetent, dacă el a muncit în mod onest și a stat ore în șir asupra diverselor discipline, cărți și așa mai departe, și nu poate să ia notele de 10 pe linie, acel lucru trebuie recompensat. Și nu faptul că a luat 10, ci cantitatea de muncă pe care copilul o depune, asta este importantă. Aș vrea să vis-a-vis de întrebarea precedentă, aș vrea să vă dau un exemplu, iarăși, într-o discuție cu băiatul meu,
care este student într-o țară, 18-a universitate a lumii, sigur că mă mândresc. I-am spus, termină tu facultatea, că după aia vii și faci un masterat în România. Și a spus, nu, nu trebuie să fac eu un masterat. Zic, de ce? Păi s-ar putea ca șeful meu să nu aibă masterat și atunci devin overqualification și mă dă afară. Am rămas cu gura căscată. Nu se pune problema atât a efortului, a învățării, cât a managementului și cum trebuie să se desfășoare el. Lucrurile sunt complexe, vă spun. Și pentru noi ca profesori, iar probabil cel mai important lucru care se desfășoară la nivelul universității și a societății este că societatea creează noi tipare după care trebuie să ne ghidăm în viața noastră. Autorul efortului rămâne el ca individ. Atât domnul profesor, cât și eu nu pot decât să-i arăt calea, să-i arăt un mod de gândire pe care el poate să și-l aleagă și cam atât. Efortul și munca și toate astea îl privesc pe el. Cam așa să văd lucrurile. Și se văd destul de bine, așa, după cum ne-ați descris aici, după cum ne spuneți și dumneavoastră, după ce se aude acolo în sală, tinerii sunt foarte entuziaști să fie prezenți într-un astfel de loc, să afle despre noutățile care îi așteaptă în lumea reală. Da, cum spuneam, e important modul de abordare. Deci ce se întâmplă în sală acum, unde se aude, deci este un mod interactiv de a prezenta lucruri. Nu de a oferi informație, de a transmite informație. Și toată lumea știe, astăzi aproape orice informație, practic, orice informație o găsești în 10 secunde, într-un minut, dacă ai internet, tot ce a gândit omenirea de mii de ani încoa este acolo. Nu accesul la informație va fi problema în viitor. Deci informația este sau va fi gratuită precum aerul. Deci toți vom avea acces la. Problema este cum vom crea, cum spunea și domnul profesor, exact, acele tipare, deci cum vom crea, vom construi în tinerii noștri, noi în primul rând și în tinerii noștri ulterior, acel mod de gândire prin care să știm să filtrăm informația, să o procesăm și să luăm decizii. Că informație avem egal acces și eu și dumneavoastră și toți cei de aici, în această secundă avem acces egal la informația necesară. Știți cum e important? Nu este... O singură completare aș vrea să vă spun. Când cineva sau majoritatea oamenilor văd o catastrofă, un dezastru, cine este foarte bine informat și ăla vede o oportunitate. Cam asta trebuie învățați copiii, studenții. Da? Cam asta e părerea mea. Deci nu trebuie să gândim acum... Vă mai dau un exemplu pe care multă lume nu-l discută sau nu se pune așa suficient în valoare, specificitatea modului intern, propria lui manieră de a învăța, de a asimila și așa mai departe. Și cel mai des sau cel mai de succes am avut cu un exemplu care e un pic șocant. Și am spus așa că într-un oraș, ca Aradu, nu știu, 100.000 de locuitori, nu știu câți are, sunt deschise, nu știu, sute de restaurante, 200 de restaurante, care oferă același serviciu. Mese, chelnerii, politețe, mă rog, tot ce vă puteți să puneți acolo. Dar, nu știu dacă există și îmi pare rău că folosesc acest lucru, dar îl folosesc încă o dată pentru că este șocant. Să presupunem că există un singur restaurant dedicat persoanelor, nu știu cum să zic, gay, homosexuale, care nu sunt 100.000 de... sunt numai 3.000 sau 500. Ei vor veni în acest unic loc. Asta înseamnă specificitatea și restaurantul ăla se va dezvolta. Pe când celelalte, care nu oferă nimic în plus, vor rămâne goale. Așa că trebuie să ne așteptăm și la asemenea manifestări de specificitate a carierei, a gândirii fiecărui individ și să fim gata, să fim toleranți și să acceptăm practic orice nu încalcă legea. Cam asta ar da, eu nu știu dacă toată lumea poate să se încadreze perfect într-un astfel de program, pentru că așa cum se întâmplă în orice societate, unii reușesc să se adapteze, alții nu. Ori tinerii de astăzi sunt învățați cum să se adapteze la vremurile care vin. Da, deci noi ne străduim să facem acest lucru, să învățăm să se adapteze, nu atât prin ce le spunem, cât
cum facem și aici workshop-uri interactive, cum facem acele vizite să unde au... De exact, să creăm situații de învățare, deci unde ei învață direct, discută direct cu directorul firmei. Chiar ieri am avut o vizită la un laborator medical, l-am avut la hoteluri, la firme din zona industrială, în care ei au șansa să vadă efectiv ce lucrează fiecare, să discute, să afle ce așteaptă de la un absolvent, un manager de firmă, ceea ce e foarte important. Deci le poate deschide foarte, deci dacă sunt deschiși, le poate deschide foarte mult orizont, deci le poate schimba viața la un moment dat. Și referitor la ce a spus dânsul mai devreme, legat de oportunități și eșecuri, tot așa este un proverb. Mai citind am găsit că atunci când suflă vântul puternic și e furtună, unii își construiesc ziduri, iar alții își construiesc mori de vânt, referitor la cum să te raportezi la o situație. Da. Foarte interesant, foarte interesant. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, pentru că și noi urmărim această oportunitate și revenim, doamnelor și domnilor, discutăm despre carieră, despre modul în care sunt orientați tinerii în carieră și mai ales vedem cât de important este un astfel de proiect în care tinerii sunt îndrumați să-și găsească meseria potrivită și locul potrivit unde să fie după ce își termină această școală. Revenim după o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Am revenit, doamnă și domnul, discutăm cu domnul decan Pătrăuță. Bună ziua, ce se întâmplă aici? În această sală se desfășoară sesiunea de comunicări internaționale cu o temă extraordinar de interesantă, respectiv diversitate și unitate în educație. Este pentru prima dată când facultatea noastră organizează o astfel de sesiune, o sesiune care, după cum se poate constata atât prin numărul mare de înscriși, cu diverse teme în cadrul unității și diversității în educație, cât și după numărul de participanți. Am lansat, de fapt, această temă în spațiul educațional arădean și în al universității noastre, bineînțeles, și am primit feedback-ul, a fost că avem peste 25 de înscriși la categoria, pot să spun, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, pentru că sunt prezenți alături de colegii noștri și alte cadre din universitate și de asemenea din învățământul preuniversitar de la licee, printre care apreciez numărul de înscriși de la Colegiul Particular numărul 1. Este o instituție de învățământ preuniversitar care funcționează sau ființează de altfel în cadrul Fundației Universitare Vasile Goldiș. Pe lângă aceasta este tot ca o noutate, este faptul că avem și secțiunea pentru studenți și elevi. E o noutate absolut și m-am bucurat că au venit cu teme interesante legate de preocupările lor în domeniul, nu aș putea să spun, cercetării fundamentale, ci a cercetării la nivelul și posibilitățile și la experiența pe care o au în domeniul educațional și totodată a preocupările pe care le au în viitorul lor, adică ceea ce vor să devină ca specialiști după terminarea, bineînțeles, a liceului și a facultății sau a unei școli de învățământ superior. Deci, iată că astăzi, în această minunată zi de primăvară, această acțiune a noastră, care o avem în această sală, completează, spunem noi, spectrul acțiunilor care se desfășoară sub cupola acțiunii mari, zilele Facultății de Științele Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport, pentru că pe lângă această sesiune mai avem încă 5 workshop-uri, fiecare cu specificul său. Deci este o diversitate și în privința aceasta, pentru că fiecare program de studiu pe care noi îl avem în cadrul facultății noastre, cu cadrele pe care care sunt și lucrează în cadrul acestor programe, deci s-au ocupat în mod special de organizarea workshop-ului, de participare și de asemenea cu o tematică vastă
și diverse și foarte, foarte, foarte interesante. Vă invităm să vedem și celelalte workshop-uri și mergem acum chiar acolo. Vă invităm să mergem chiar acum. Am revenit și suntem acum aici pe una dintre terasele facultății și avem aici câteva lucruri interesante. Aveați o povestire foarte frumoasă despre ceea ce avem aici și poate le și explicăm telespectatorilor și rog pe colegul meu Denis Zimbran să și ia câteva imagini cu aceste minunate statui. Mă bucur că am prilejul de a prezenta acest loc pe care noi îl avem în incinta spațiului deosebit pe care facultatea noastră l-are la dispoziție, pentru că este tot ca și o noutate, întrucât în rândul cadrelor pe care facultatea noastră le are, respectiv domnul Paina Dumitru, sculptor, deci și cadru, lector în cadrul facultății noastre, a fost o idee de a pune în valoare, mă rog, lucrările domniei sale și totodată de a da prilejul de studenților și celor care participă astăzi de a admira lucrări realizate de către sculptorul arădean, de notorietate, de fapt, nu numai naționale, pentru că are lucrări și în spațiu european și nu numai. Aș vrea să vorbim. Îl avem aici pe Ionel Brătianu, da? Iată, deci, preocupările domniei sale de a valorifica figura ilustră a lui Ionel Brătianu, alături, deci nu putem să nu spune, este patronul nostru spiritual, respectiv Vasile Goldiș, deci este un bust minunat pe care foarte reușit, pe care am dorit efectiv să-l avem în universitate și realizat în bronz. Și după discuția care a avut loc în cursul zilei de astăzi între președintele universității, domnul profesor universitar dr. Aurel Ardelean și domnul profesor Paina Dumitra, sculptorul nostru, deci se pare că acest lucru va prinde viață, întrucât deja are o comandă din acest punct de vedere. Iată, un proiect de succes care vine în mijlocul universității, vine în mijlocul studenților și mai ales în mijlocul arădenilor sau celor care vin la universitate, că vin și foarte mulți străini. Dacă iau în calcul faptul că a fost lansată de către primăria din Arad acțiunea de promovare a municipiului Arad, în sensul de a participa efectiv la competiția pentru Aradul Capitală Europeană, alături de celelalte municipii, spun că noi trebuie să facem tot, adică vorbesc de arădeni, de a valorifica personalitățile arădene și de a pune în valoare ceea ce ei au realizat. Iată că și facultatea noastră astăzi a avut prilejul acesta de a pune în valoare lucrări ale sculptorului arădean Paina Dumitru, în cadru, pentru că este cadru al Facultății de Științele Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport. Dar să mergem mai departe. Un bust a reginei Maria, a României, care știți că a fost una dintre personalitățile excepționale ale neamului românesc, care nu putea să nu fie figură centrală, știți, și în asta acolo scrie și niște date legate de sculptor și, bineînțeles, perioada în care regina Maria a trăit. Și sigur că dacă mergem pe firul brătenilor, nu putea să nu continue cu un alt lucrare tot pe al lui Ionel Brăteanu și din coacea o lucrare tot a reginei Maria a României, deci o machetă realizată de către sculptorul nostru arădean. Sunt lucrări, spunem noi, reprezentative, am vrea o deschidere din punctul acesta de vedere pentru sculptori și nu numai vorbesc sculptorilor, ci și a celorlalte personalități ale culturii arădene, pentru că o să vedeți, avem niște inițiative pe acest considerent de a îi pune în valoare, de a-i regăsi și pe ei în spațiul academic al universității noastre, iar facultatea, care are un specific anume legat nemijlocit de cultură, de educație, am vrea să se găsească în primele rânduri și în acest considerent. Da, foarte interesant acest expozeu.
Doamnelor și domnilor, vom reveni în foarte scurt timp. Mergem acum pentru că prorectorul universității are o surpriză pentru dumneavoastră și avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră. Veți întâlni una dintre cele mai interesante persoane, să spunem, din România, care chiar în aceste zile se pregătește să meargă pe culmile lumii. Și nu dezvăluim încă acest nume, pentru că această persoană este alături de universitate chiar și în această zi de orientare a carierei, pentru că nu e așa, și acesta cândva era medic stomatolog sau tehnician dentar, iar astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști din lume. Dar revenim în foarte scurt timp și îl prezentăm. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă promiteam o surpriză și iată, surpriză alături de domnul prorector, de domnul decan, este Jol Tăroc, alpinistul român cu care noi ne mândrim, care chiar astăzi a primit confirmare, așa cum spunea, că pleacă pe Everest, da? Era un vis care, iată, se împlinește. Jol, ce le-ai spus tinerilor care astăzi se gândesc la o carieră, se gândesc la ceea ce ar avea de făcut de acum înainte, pentru că viața le stă înainte? Am vorbit despre încredere, despre valori, despre cale și despre succes. Și cum se ajunge acolo? Cum ai ajuns acolo, știind că și tu ai fost unul dintre oamenii care ți-ai făcut o meserie, iar apoi drumul tău s-a îndreptat spre munte, cu toate că erai un tehnician dentar foarte bun, cu care promitea foarte mult, te pregăti la școală, ai lucrat foarte mult în acest domeniu, iar la un moment dat ai întors macazul. Dovedind că, iată, se poate pe calea pe care ți-o creezi singur. Am ajuns prin foarte multă muncă. Indiferent că am fost tehnician dentar sau m-am hotărât că vreau să devin un alpinist profesionist, practic prin foarte, foarte multă muncă am ajuns acolo unde am ajuns. E dovada, așa cum vorbeam noi mai devreme, domnule prorector, poate doriți să completați ceea ce spunea și alpinistul nostru? Deci dânsul a spus că a ajuns acolo prin muncă, dar bănuiesc sau cred că întrebarea noastră se referea cum a ajuns la ideea de a trece de la... N-a fost simplu și nu are legătură chestiunea dentară cu ceea ce se întâmplă pe munte. Care a fost chemarea? Chemarea pur și simplu este vorba de faptul că mi-am căutat o cale proprie în viață, am căutat ceva prin intermediul căruia eu pot să evoluez. Este vorba de evoluția mea și asta a fost, practic muntele este un mijloc pentru evoluția mea. Este un exemplu pentru tinerii care astăzi au venit să asculte toate aceste povești de succes, pentru că sunt povești de succes, domnule decan. Ați asistat și dumneavoastră la mai multe povești de succes astăzi în cadrul acestui workshop. Da, este foarte interesant și totodată întâlnirea pe care au avut-o tinerii din sală și nu numai ei, cei din sală, ci și ceilalți cu Zolt, pentru că, spun așa, este vorba de un om dedicat pasiunii. Pasiunea, sigur că nu poți să o valorifici decât printr-o muncă asiduă, o muncă de zi cu zi, zi și noapte, care să te ducă pe drumul care sigur va fi cu succes sau cu un succes notabil. Ori aici nu este vorba numai de chemarea munților, pentru că este vorba de pasiunea pentru munte, pentru urcat și iată că odată ajuns pe vârf, așa cum spunea alpinistul nostru, deci lumea se vede sub altă formă. Sub o formă în care îți dă satisfacție, sub o formă în care ești împlinit, pentru că ți-ai dus și ți-ai îndeplinit un țel pentru care ai muncit și muncești cu asiduitate. Totodată v-aș ruga să-mi permiteți, mă gândeam în ceea ce, când se vorbea aici, la niște vorbe expuse de Iorga. Fiind întrebat cum și în ce mod poți ca să vizitezi lumea aceasta, zicea cu piciorul sau cu mintea, zice dragul meu, numai cu mintea, dar oricum, zice, mintea începe de la primul pas pe care îl faci, deci ca atare nu se poate una fără acela. Iată primul pas și să le spunem telespectatorilor care nu știu încă, deși sunt convins că foarte mult știu, Jol Tăroc a atins
performanțe pe care mulți dintre alpiniștii din străinătate visează la ele, dacă vorbim de americani, de elvețieni, de chiar de austrieci, oameni care au tradiție în țară, oameni care au o țară în care se pune accent și acest sport este sprijinit. Jolt, câteva dintre punctele pe care le-ai atins în ultimii ani, având în vedere Mari Perez, de care ai vorbit mai devreme. Da, este vorba de proiectul acela celebru, Maratonul Marilor Pereți, în 2011. Este vorba de trilogia Alpilor, cei mai mari pereți nordici din Europa, cei trei mari pereți. Și aș aminti aici, bineînțeles, peretele Rupal din Nanga Parbat. Și să mai spunem că în 10 zile, cred că, sau poate două săptămâni, în 4 aprilie, iată, peste două săptămâni, Everest este un proiect important, un proiect care, de aici, de la Universitate, direct pe Everest, iată, de pe un munte pe altul trecem. Mai bine zis, de pe malul Mureșului. O carte celebră tratează subiectul acesta din Alpi până pe Annapurna. E un pic plagiat, eu pot să spun, de pe malul Mureșului pe Everest. Iată, de pe malul Mureșului pe Everest. Interesant această schimbare în carieră și mai ales o schimbare cu succes. O schimbare cu succes, referitor la ce a fost puțin mai devreme, ne-a spus domnul Toroc că îi pare poate chiar greu de crezut că din Arad, un oraș de câmpie, spunea, nu m-am gândit la Arad în sensul ăsta, a ajuns să aibă performanțe în alpinism atât de bune la nivel mondial și să nu mai vorbesc la nivelul României, comparativ cu alte zone. Și asta ar fi un mesaj și pentru tinerii noștri care sunt acum în sală. Mulți, am constatat, uneori nu au încredere că ei ar putea să facă. Dar se poate, deci, dacă îți dorești foarte mult, dacă visezi, eu spun, dânsul, domnul Torex este dovada vie, că se poate, chiar dintr-un oraș de câmpie, cum e Aradul, să ai performanțe în alpinism. Se poate să visăm cu ochii deschiși? Se poate, sigur că da. Eu mereu am fost un visător, am și spus că, deși am 41 de ani, dar sunt copilăros și de multe ori credul și naiv, dar eu cred că este o calitate asta. Îi vedem pe foarte mulți tineri care zâmbesc acum și chiar aș fi curios să vedem câte ore muncește un alpinist profesionist. Respecti programul de 8 ore de lucru? Niciodată n-am respectat. Este vorba de antrenamente care poate să dureze și 16 ore sau poate să dureze 2 ore, depinde acum. Mai mult mă antrenez pe munte unde ieșirile durează cu siguranță peste 10 ore. Nu trebuie să ținem cont întotdeauna când mergem la serviciu, 8 ore, am închis birou și am plecat înapoi acasă și asta este. Ne vedem mâine la birou, de luni până vineri. Există și forma asta, dar cei care fac orice cu pasiune, cu siguranță rămân mai mult, iar timpul trece neobservat. Trece neobservat timpul atunci când le explicați tinerilor că trebuie să fie foarte atenți când își aleg cariera? Pentru mine, da, nu știu pentru ei, deci pentru ei uneori s-ar putea să treacă foarte încet. Eu sper că nu, da. Nu, deci eu mă străduiesc. Deci ce pot să spun, și mi-e place foarte mult ce fac, ne străduim, în general în cadrul universității, în cazul particular, în cadrul proiectului pe care le facem, să le facem cât de serios putem și să le folosească lor cu adevărat. Revenim la discuția cu dumneavoastră, pentru că avem aici câțiva tineri și poate îi întrebăm despre carieră. Astăzi ați asistat la un expozeu din partea alpinistului Jolt Toroc. Cu ce ați rămas sau ce părere aveți despre acest lucru? Să împlinim visurile noastre și să avem un scop de a trăi și să muncim pentru asta. V-a plăcut ce v-a spus Jolt Toroc? Da, da, m-a plăcut. Și eu până acum am o ambiție să fiu un dansator mare și încerc să mă rețin. Să atingeți scopul, da? Da, da. Foarte interesant. Ce ai reținut din ce a spus Jolt Toroc sau ce ți-ai dorit după ce l-ai ascultat pe Jolt Toroc? E foarte important să muncești pentru să-ți atingi scopul în viață. Cu program de 8 ore, da? Nu. Minimum. Minimum 8 ore, da? Iată, sunt câteva păreri ale tinerilor. Interesant.
Păi important e cu ce rămân, cu ce pleacă ei de aici, cum se spune, deci cu ce pleacă. Deci noi le spunem, transmitem, antrenăm în măsura în care se poate, important e și văd că au rămas cu lucruri, deci cu esența se pare că au rămas. Să faci ce îți place, totul cere efort și sacrificiu. Da? Și cu asta și încheiem emisiunea noastră, pentru că efort și sacrificiu trebuie să facă fiecare dintre noi atunci când este la locul de muncă, indiferent care este el acela, așa că atenție mare la cariera pe care o alegeți, drumul pe care îl alege fiecare și sunt convins că dacă mergem pe drumul corect, întotdeauna ajungem la capăt. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la această oră. Până data viitoare, toate cele bune! Yeah.